Energie amplificată de Penny, sponsor al tuturor naționalelor de fotbal ale României. Străinii de la Națională primeau dezlegare la mici și ciolan cu fasole pe vremea lui Pițurcă, doar în prima zi de cantonament, ca să nu uite de gusturile românești și să joace cu sufletul pentru România. Omul care a calificat naționala la Euro 2008, Goian, și-a amintit că la națională se mânca și greu, dar Pițurcă îi lăsa doar pe străinii care duceau dorul mâncărurilor românești. Când era dor de mâncare apă românească și atunci în prima zi de cantonament mâncam și un ciolan cu fasole, mâncam și niște mici. În a doua zi se trecea la dieta pentru meci. Ca și atunci și acum fotbaliștii naționale își iau energia din mâncarea sănătoasă, dar și de la fanii gălăgioși ai României. Energia ce s-o dau ei este unică. În septembrie România dă în bătălia pentru Euro peste rivalele la calificare, Israel și Kosovo. Vom lua minimum 4 puncte.